De ce v-am adus la parchet? Am sunteți vinovat? Ați ajutat-o pe doamna Gusă să comită infracțiunea de fals intelectual? Da, ați vinovat, doamna, de ce sunteți deținut? După ce a refuzat să vorbească în fața camerelor de filmat despre acuzațiile care îi se aduc, medicul veterinar Dumitru Firiza a fost audiat de un procuror din cadrul parchetului județean Gorj. A întocmit numele altui medic veterinar, două certificate sanitar-veterinare din lunile iulie și respectiv septembrie 2011, în care se menționa fictiv carne și produse din carne ce nu sunt destinate consumului uman, în cantități de 44 și respectiv 41 de tone, documente care au fost folosite de inculpata Lupulescu Maria pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Dumitru Firiza este acuzat că a ajutat-o pe femeia de afaceri Maria Lupulescu să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat cu suma de peste 1,2 milioane de lei. Procurorii cer instanței de judecată arestarea preventivă a acestuia pentru 29 de zile. Femeia de afaceri Maria Lupulescu și Ana Guță, un alt medic de la Direcția Sanitar-Veterinară Gorj, sunt arestate preventiv pentru 20 de zile. O altă angajată a Direcției Sanitar-Veterinară este cercetată în stare de libertate în același caz.